Bună! Vă salutăm! Sunt Nușa. Și eu sunt Cristian Mihai. Din nou la o discuție. La taină cu Nușa și Cristian. Da, eu la această taină constat că sunt înconjurat de feminin. Într-o parte Nușa, într-o parte Orhideea. Așa că vreau, nu vreau, mă aflu într-o relație sau două sau mai multe. Cu femininul. Cu femininul. Și asta după ce, bineînțeles, că m-am aflat într-o relație cu ceva interesant, important și frumos din mine. Așa că aș vrea să ne lămurești, Nușa, astăzi câteva lucruri, pentru că experiența ta în domeniul acesta al relațiilor este uriașă. Și eu primesc tot felul de întrebări de la oamenii cu care interacționez. Iar astăzi aș vrea, dacă poți, să ne zici câte ceva despre această situație interesantă în care... avem relații, relații pe care noi le-am construit, poate am muncit pentru ele, ni le-am dorit, am aspirat și poate am și crezut că avem nevoie de așa ceva, iar la un moment dat ne dăm seama că nu e ce am vrut, nu e ceea ce ne mulțumește, ce ne satisface, ce ne satură, ce ne împlinește. Cum e cu momentul ăsta în viața unui cuplu? Aici e mult de discutat și probabil că va fi o serie de... întâlniri, ca să-ți tot povestesc, că dacă te plictisesc din prima cu toate situațiile, s-ar putea să fugi și să nu mai vrei nicio discuție și nicio înțelegere. Astăzi, hai să luăm una dintre cele mai comune cauze. Nu mă cunosc. Nu știu ce vreau. Și îți dau un exemplu. Mă duc la supermarket să cumpăr. De ce? Pentru că am o nevoie de a cumpăra. Ce cumpăr? Păi nu știu, mă duc și vreau să cumpăr. Și încep, iau coșul și încep și pun. Și încep să pun diverse produse, după care mă trezesc că ies, plătesc, adică plătesc și ies, că nu-i bine să ies și să plătesc. Okay. Așa. Altfel tocmai câștig o nouă relație. Da, 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 exact, o relație importantă. Ies, ajung acasă cu cumpărăturile, și constat că de mare parte dintre ele nu știu de ce le-am cumpărat, nu am nevoie, o mică parte îmi sunt de folos, îmi sunt utile, dar nu sunt suficiente. Mai am nevoie de altceva. Exact același lucru îl pățim și în relații. Intrăm într-o relație și constatăm că ne place în primă fază anumite aspecte. Avem preocupări comune, avem hobby-uri comune, dar relativ repede sau mai puțin repede, depinde, da, de fiecare dintre noi, descoperim că bă, e ce-mi trebuie, dar nu-i ce-mi trebuie, mai am nevoie de ceva. Ce am nevoie? Păi habar n-am. Eu am uneori senzația că începe să și doară, știi? La faza cu supermarketul doare la portofel. La relație, doare la doare sufletel, în altă parte. Doare da. La sufletel, da. Pentru că atunci când nu îmi sunt împlinite nevoile relaționale, în acel moment începe să doară. Și încep să fiu frustrată, încep să fiu nemulțumită și eu ca femeie și tu ca bărbat, vorbind de tine într-o relație. Da? Deci e un mecanism general uman și valabil toată această... tot acest proces, pentru că atunci când nu ne sunt împlinite nevoile, noi suntem în suferință. Și chiar și cumpărăm într-una. Și cumpărăm într-una, adică tot căutăm oare ce ar fi, cum ar fi, da, de ce, da, pentru ce. De ce? Pentru că eu neștiind ce vreau, ce sunt și cum sunt, eu iau tot ce mi oferă viața. Orice ofertă vine, zic, a, las că poate e bună. Poate îmi place. Și toți banii din buzunar, dacă se poate. Exact, dar poate îmi place. Ia, gust un pic și de acolo, gust un pic și de acolo, gust un pic și de acolo și nefiind conștientă de ceea ce vreau, în acel moment e un fel de compulsie, dar cumpăr, în cazul exemplului, cumpăr fără să mă pot abține, iar în cazul relațiilor, intru în relații... Pentru că vreau o relație, dar nu știu ce vreau de la acea relație. Și atunci eu nu știu să evaluez dacă
persoana cu care intru în relație poate să-mi împlinească nevoile, poate să-mi dea ceea ce am nevoie, sau dacă eu sunt dispusă și pot să dau celuilalt ce are el nevoie. Și soluția unde o vezi? Că apare un, aici un mic, cum să spun, un fel de cerc nesfârșit, pentru că ai nevoie să duci la supermarket, să-ți cumperi chestii ca să-ți dai seama ce e pentru tine. Ai nevoie să dezvolți relații ca să cunoști ce te face fericit, ce ai nevoie, la ce aspiri într-o relație. Ai nevoie să faci asta. Evident. În situația în care, totuși, constați că nu era ce căutai. Care ar fi soluția? Păi soluția este să te întorci pe tine, să te maturizezi, să devii conștient de, sau conștientă, vorbim de tine, să devii conștient de ceea ce ai nevoie, ce îți trebuie. Bun, mă duc la supermarket. De ce? Îmi trebuie detergent de rufe. Și mă duc și cumpăr detergent de rufe. Mă duc la supermarket. Îmi trebuie o pâine. Cumpăr o pâine. Uh-huh. Și dacă eu știu clar ce articol am nevoie, atunci mă duc țintit și nu cumpăr jumătate de magazin. Ajung cu el acasă, cu buzunarul aproape gol și cu lucruri inutile care mă gândesc ce fac cu ele, unde le depozitez sau cui le dau sau cum le arunc mai repede. Dar acum mă întreb o chestie. Dacă eu cumpăr doar ce e țintit, este doar ceea ce cunosc. Exact. Cum descoper celelalte lucruri care sunt în mine și pe care nu le cunosc? Inevitabil, prin structura supermarketului, tu nu vei cumpăra doar pâine, chiar dacă te duci țintit. Îți va mai atrage ochiul și o bombonică, îți va mai atrage ochiul și o jucărie. Și o periche de pantofi, dacă are pantofi la supermarket. Exact. Și atunci, acelea sunt articole care îți dai voie să le experimentezi, dar în prima fază tu ai un articol, cel puțin, pentru care te-ai dus țintit. Ok. Și e important să ai un articol țintit și cel să-ți puțin dai cel puțin unul. Și să-ți dai voie și să te lași inspirat. Cât de mult îți dai voie să te lași inspirat? Cât te lasă sufletelul. Sau portofelul, dacă vorbim de supermarket. Sau portofelul în acel caz. Cu cât devii mai conștient, așa vreau, așa nu vreau. Așa, acest articol îmi place, acest articol nu-mi place. Vreau brânză, dar nu vreau brânză de la firma X, vreau de la firma Y. Pentru că am testat. Adică eu vreau brânză. Și sunt 7 firme care livrează brânză. Până nu le testez pe toate, nu pot să zic mie îmi place doar de la firma X. Corect. Pentru că mai sunt încă 6 care oferă brânză. Și atunci e necesar ca eu să știu ce brânză îmi place. Corect. Poate e o anumită tipologie, dar poate să fie și de la firma aceea și aceea și aceea. Și atunci eu vreau brânză Brie, dar depinde de la cine. Da, mă gândesc că relația nu e totuși un pic incorrect. Dacă eu mă aflu într-o astfel de perioadă în care am nevoie să mă cunosc, să descoper ce mă face fericit, fericită, împlinit, împlinită, care sunt năzuințele, poate alea profunde, de care am nevoie să devin conștient. Nu e cumva incorrect dacă nu-l anunț și pe celălalt că eu sunt într-o astfel de perioadă, într-o astfel de cunoaștere? Indiferent de în ce perioadă sau neperioadă sunt, este onest, în primul rând, față de noi și apoi față de celălalt, pentru că, de regulă, când eu fac ceva, încep să obțin în timp reciprocitate de la celălalt. Să fiu corectă și onestă când intru în acea relație și să zic, băi, eu habar n-am ce vreau. Da, ești simpatic, ești drăguț, e nu știu ce, hai să testăm. Corect. Ce iese, iese, iese ceva bine, nu iese... Iar prin această onestitate, practic îl anunți pe celălalt. Sau dacă știi, băi, eu vreau o relație pe termen lung. Și atunci celălalt, ori fuge mâncând, ori că nu are niciun chef de relație, are chef de experiență și de joacă și așa. Și mi se pare onest, așa vrea el și nu judec, nu categorisesc, nu am alte așteptări. Și în acel moment sunt onestă în primul rând cu mine, pentru că dacă eu nu sunt onestă și mă mint pe mine... automat îl mint pe celălalt și voi obține un răspuns fals de la celălalt. Eu livrând un fals. Adică din fals să ajung în adevăr, eu n-am auzit în logică. Corect. Asta este interesant și acum mă gândeam, noi de fapt ce facem aici? Îi vindecăm pe cei care sunt dependenți de cumpărături? Sau pe cei care sunt dependenți de relații?
pe cei care sunt dependenți de relații. Păi știi relații, foarte bine, da? Și știm amândoi că metafora este una dintre cele mai puternice instrumente în terapie. Corect. Mi-a plăcut mult metafora aceasta cu supermarketul. Mi se potrivește mai mult decât cealaltă. Și hai să lăsăm un gând celor care ne urmăresc și pe care să-l aibă și eventual să-i hrănească până la următorul nostru live. Care ar putea fi un astfel de gând? Păi, dragii mei, cel mai important este să vă cunoașteți și să știți ce vreți. Cum? Prin experiență și fiind atenți la voi. Și vă mai spun atât și încheiem. Eu sunt foarte curioasă legată de mâncare. Pe oriunde mă duc, experimentez toate trăznăile posibile. E posibil să dau bani și să nu-mi placă nimic. Dar curiozitatea și faptul că m-am lămurit că nu-mi place nu știu ce mâncare chinezească, pentru mine este un plus. Este o achiziție foarte importantă pentru că știu că X nu-mi place. Foarte bine. Îți mulțumesc și vă mulțumesc că ne-am reîntâlnit și vă promitem că mai facem. Ne revedem. Toate cele bune! Să aveți o zi minunată! La revedere!